Bun găsit la o nouă întâlnire în punctul zero. Eu sunt Magda Xinte și vă mulțumesc că ne urmăriți. Astăzi vom vorbi despre vulnerabilitate, despre confuzie, dar și despre cum putem ajunge la acea stare de claritate în care deciziile pe care le luăm pentru viața noastră să fie mult mai ușor de înțeles, de urmat și de pus în aplicare în viața noastră. Am invitat-o în platou pe doamna Adina Amironesei, pe care am cunoscut-o din anii trecuți și până în prezent prin articolele pe care le-a publicat pe blogul dumneaei, articole foarte interesante și care conțin foarte multă informație și nu numai informație teoretică, cât informație pe care o putem aplica fiecare dintre noi. Este trainer, este formator, consilier de dezvoltare personală, Adina Mironesei. Bine ai venit la întâlnirea în punctul zero. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Bună seara telespectatorilor! Mă bucur să ne și cunoaștem. După cum spuneam telespectatorilor, te-am cunoscut la mai mult din mediul online, din toate articolele pe care cu atâta talent le-ai scris și le-ai dăruit tuturor, cu foarte multă generozitate. Eu invit pe cei care ne urmăresc să urmărească ceea ce scrii și articole mai vechi și cele care urmează să vină, pentru că conțin foarte multe sfaturi de viață, poate nu sfaturi, cât păreri din experiența personală, din cele învățate, trăite. Și mai ales lucruri care pun întrebări, adică sunt mai mult întrebări în ultima vreme decât la care ei pot să-și răspundă singuri. Doar că sunt niște întrebări meșteșugite, întrebări potrivite. Că, de fapt, în consiliere, acesta este secretul, să găsești întrebările potrivite pentru ca oamenii să-și dea singuri răspunsurile. De multe ori, nu întrebările conțin și o parte din răspuns? Nu chiar. Că nu sunt din acelea ca la școală, nu-i așa că... Nu din astea. Întrebări la care omul să reflecteze și să își găsească propriul răspuns. Pentru că propriul răspuns nu se compară cu lucrurile date, luate de-a gata de la ceilalți, răspunsurile celorlalți. E cu tot altceva. Da, e vorba de unicitatea fiecărui om, de experiențele lui proprii prin care trece și pe care le înțelege și le explică în viața lui, în felul lui. Da. Și atunci nu există o rețetă. De aplicat. Da. Despre confuzie m-am gândit la tema asta pentru că observ în jurul meu oameni care sunt într-o astfel de confuzie. Unii își dau seama, unii nu își dau seama că nu știu de fapt ce caută, știu că ei caută ceva, dar nu și-au clarificat încă locul unde vor să ajungă. Și cred că starea de confuzie intervine în momentul când omul este foarte vulnerabil, în urma unei experiențe fie traumatice, fie, nu știu, eventual o depresie sau ceva. Când omul vrea să iasă de acolo, este în stare să ia orice răspuns, orice, să ia de-a gata. Numai să se termine. Adică nu este neapărat nimeni. Mulți oameni nu sunt dispuși să parcurgă un drum rațional și sustenabil, durabil, de care să dea rezultate, ci preferă să se ducă în tehnici și metode care promit iluzii, promit vindecarea oricărei probleme. Nu mă refer aici la cele fizice, ci la cele psihoemoționale. Și cred că este nimerit să tragem un sistem, un semnal de alarmă, pentru că omul într-o situație vulnerabilă este în stare să se ducă pe o direcție care nu-i oferă rezultate, dar din nevoia lui de a rezolva totul repede, de a sări etape, este în stare să meargă mai mult pe irațional. Putem și... să ne gândim, nu, că în momentul în care o persoană se află într-o stare de vulnerabilitate, indiferent că e depresie, da, sau o tristețe majoră, o situație de viață dificilă, în acel moment intervine suferința, pentru că suferința este inevitabilă. Sigur. Și atunci, de cele mai multe aici ori, apare noi toți am vrea să nu ajungem în situația de a suferi,
pentru că ea doare. Da. Ea doare, doar că și suferința este până la urmă o alegere. Am întâlnit prin activitățile pe care le susțin la Roman, am ceea ce numesc un proiect care se numește Ser de Inspirație și Poveste. Este vorba de povești de viață, discutăm despre povești adevărate și am avut ocazia, tocmai am susținut a 126-a seară de povești săptămâna trecută și în toate aceste seri, am făcut și pe la Iași câteva, și în toate aceste seri de povești am avut ocazia să cunosc zeci de povești de, povești de viață adevărate. Și din toate poveștile astea, plus experiența mea de viață, plus tot ce am adunat, este clar că omul ar putea, cu un pic de ajutor specializat, și mă refer aici la consilier de dezvoltare personală, psihoterapeuți, la asta mă refer, ar putea, din câteva întrebări foarte bine puse, să ajungă mai repede la concluziile de preferat și la un parcurs, să urmeze un parcurs de dezvoltare personală conștientă și susținută, decât să apeleze la tot felul de metode și tehnici din acestea care țin de credințele iraționale și care nu se întreabă nimeni. Adică, cu un marketing bun, poți să vinzi orice. În ziua de astăzi, dacă promiți că îi rezolve o problemă emoțională unui om, poți să vinzi orice. Acum depinde evident și de principiile morale ale trainerilor, de în momentul când promit, știind că din 100 de cazuri, dacă au rezolvat în ghilimele pe o durată scurtă, 2. Dau un exemplu. Și e mult marketing și e trist că oamenii, deși parcurg, să zicem, o lună, două, trei, un an, doi, pe o cale din această care se numește spirituală, deși multe n-au nici măcar o treabă cu spiritualitatea adevărată, după ce omul ar fi fost cazul să se convingă că nu dă rezultate, nici măcar atunci nu apelează la metoda dezvoltării personale. Ba mai mult, când constată că nu dă rezultate, poate să considere că este ceva în neregulă cu el. Și da, că, pentru că această metodă pe care o practică cei mai mulți din cei care fac aceste, nici nu știu cum să le numesc, ei le zic terapii, da. Terapii nu le putem numi terapii, nu. Este vorba de întâlniri care au ca și scop trezirea spirituală. Aceste, așa se numește, dar nu da, e. Da, exact. Da, deci, da. În momentul în care ei prezintă ceea ce ar putea să obțină o persoană care frecventează acele cursuri și care urmează exact cele pe care le îndrumă maestrul respectiv, da, dau exemple de oameni care au reușit și automat în psihicul persoanei, absolut, care vine la într-o stare de vulnerabilitate, da, de cele mai multe ori persoanele sunt într-o, da, stare de vulnerabilitate când vin la astfel de cursuri, în momentul acela se acutizează starea de vulnerabilitate, de depresie, de stima de sine scade, încrederea, da, în sine și în forțele proprii de a depăși momentul scade, pentru că, da, vede că el nu a reușit. Exact. E bine că ai punctat și că ai amintit acest lucru, pentru că și eu am întâlnit foarte multe persoane care, din cauza că au urmat diverse cursuri din astea numite metode spirituale sau așa, și nu au ajuns la, știu eu, vreun rezultat, au căzut mai rău decât în momentul când au început. Și, într-adevăr, iarăși putem sublinia împreună că vulnerabilitatea crește, nu scade. În momentul când văd că li se prezintă, practic, persoane care au reușit, deși
de multe ori nici sunt minciuni. Nici această informație nu o putem verifica, da, nu, nu, cu siguranță. Nu au cum verifica. E tot o strategie de marketing, exact, de oameni și... care s-au vindecat miraculos, da, la fel, dar nu poate fi dovedit. Nu arată nimeni niște acte medicale care să demonstreze înainte lucrul și după. Ăsta. Exact, exact. Da. Da, și faptul că oamenii cad mai rău decât atunci când au început, despre asta nu prea se discută și asta pentru că oamenii care pățesc acest lucru, cad mai rău decât cum au început, nu vorbesc ei despre nu, asta, că crezând că este vina lor, da, că nu au urmat, știu eu ce pași sau etape. Nu erau sau... la nivelul. Da, nu erau la nivelul, da, da, da. La care ar fi putut să acceadă. Da, pentru că așa li se spune. Da, da, așa da. Este. Da. Și se vorbește mult despre nivele de energie. Acum să nu fiu înțeleasă greșit. Dimensiunea spirituală a omului și vindecarea prin accesarea dimensiunii spirituale este esențială. Este, sigur. Nu negăm, din contră, aici, în cadrul emisiunii, de fiecare dată am discutat despre dimensiunea spirituală, dar pentru a ajunge la anumite rezultate și la a le vedea în viața practică, pentru că noi așa putem vorbi la modul foarte frumos și din cărți despre cât de minunată este starea de bucurie, despre starea de pace, dar ne confruntăm zilnic cu probleme, pentru că viața normală a omului este făcută cu probleme. Și atunci, nu neapărat, noi le zicem învățăm provocări, da, adică da, situații care nu ne convin, da, pe care noi trebuie să le înțelegem, să le depășim, să le acceptăm. Ori, dimensiunea spirituală, da, este esențială, dar nu este singura. Ea cred vine că, pe un fundament pe care trebuie să-l construim. Dimensiunea spirituală... Psihic, emoțional... Dimensiunea spirituală nu înseamnă că ești toată ziua numai... entuziasm, numai bucurie, nu, părerea mea, adică nu și e despre asta. Nu este un tot. Asta. Da, și nu e despre asta, adică sunt lucruri care a încerca, cum sunt retreat-urile, de exemplu, se merge, nu știu, retreat în tăcere, de exemplu. Da. Omul trăiește niște stări acolo, se întoarce acasă, nu rămâne decât 2-3 zile. Dar sunt importante totuși, pentru că are un punct de referință. Sunt foarte importante, da, dar ce am considerat eu că lipsește și văd că lipsește în continuare, este liantul, da, dintre cele două, psihologie și spiritualitate. Și din acest motiv creasem seminarul acela cu evoluția conștientă pas cu pas, tocmai pentru că acela arăta liantul dintre primele etape și ultimele. Și explicațiile de ce omul poate cădea dintr-o etapă superioară într-una inferioară, chiar dacă a parcurs foarte așezat pași. Să vedem cam care ar fi etapele. Poate ar fi de folos. Sunt nouă, dar cred că nu ajută pe nimeni, adică să le enumerăm. Doar să înțelegem că un punct forte, un punct zero, de la care pleacă evoluția spirituală, este maturizarea psihoemoțională. Exact fundamentul de care spuneam, acea bază, da, solidă pe, exact, care poți construi. Exact. Da. Și atunci oamenii din cauza internetului găsesc bucăți, da, bucăți, texte și nu au cum să-și explice, ok, dar cum leg eu etapele, nu, de după, sau de fapt dinainte, că maturizare psihoemoțională mai e greu în ziua de azi, așa, că înseamnă și iertarea trecutului și împăcarea cu trecutul și, deci, mai greu, așa. Și să înțeleagă, poate cele mai importante ar fi premizele, una dintre premizele teoriei dezvoltării umane este că a trece dintr-o etapă inferioară într-una superioară nu ți aduce mai multă bucurie, bucurie adică în viața de zi cu zi, ci doar te ajută, beneficiile sunt pe termen lung, că ți ajută să reduci perioadele de suferință care în mod normal te-ar putea duce în depresie, atunci știind mecanismele care se întâmplă în interiorul tău, tu reușești să treci foarte ușor peste ele. Și cu cât ești mai
într-o etapă superioară și explorezi fiecare etapă. Există evoluția pe orizontală și evoluția pe verticală. Pe verticală este între nivele de la inferior la superior. Pe orizontală înseamnă că ești pe un nivel de înțelegere, de percepție, de înțelegere, de percepție, de emoții și așa, și îl explorezi cu acel set, cu acel mindset, cu acele principii de a privi viața. Asta înseamnă evoluția pe orizontală. Și până la stabilizarea unui astfel de nivel, nivelul este instabil. Adică cumva, de obicei se întâmplă cu cognitivul. Prima dată, la nivel teoretic, înveți toate lucrurile, da? Știi cum e într-o etapă superioară, dar dacă nu lucrezi și la emoțional și la fizic și la un echilibru între ele, și dacă ți se mai întâmplă și niște situații provocatoare care sunt mai de durată, că de obicei dacă apare în viața unui om, să zicem, mai care a ajuns la maturitatea psihoemoțională, dacă apar situații provocatoare de durată, adică dacă e ceva ca picătura chinezească, da, după un timp mai lung sau mai scurt, omul cade într-o etapă inferioară. Asta una dintre... E important de înțeles, pentru că de multe ori cei care își doresc mai mult de la ei înșiși și merg, lucrează foarte mult cu partea lor emoțională, cu partea psihică. Lucrează, dar vor rezultate mai rapide totuși. Ei se pot convinge prin toate metodele care sunt pe piață că nu funcționează niciuna până nu pui și mâna și lucrezi la tine. Și ce înseamnă să lucrezi la tine? Înseamnă dacă oamenii, mai sunt oameni care își imaginează că ok, de acum gata, nu mai interacționez cu oamenii, stau numai în casă, mă ocup până mă lămuresc ce-i cu mine. Ghici ce? Se pun la punct cognitiv, da? Știu tot și când ajung într-o situație provocatoare, toate lucrurile alea, asta nu înseamnă să lucrezi cu tine. Să știi. Deci, e bine să știi, dar dacă nu te pui singur în situații provocatoare, să vezi dacă aplici ceva, da, totul este zero. Pentru că am cunoscut persoane care știau totul, deci, adică totul. Când spun totul, mă refer cum funcționează psihicul, care e treaba cu emoțiile, cu trecutul, cu iertarea, cu toate alea. Au citit foarte mult. Dar în momentul în care au interacționat, când interacționau cu oamenii, psihoemoțional erau la 5, 6, 7 ani. Da, pentru că de multe ori noi reacționăm cu o vârstă emoțională inferioară față de vârsta biologică. Ceea ce nu este de mirare, pentru că n-am învățat la școală inteligența emoțională, nu ni s-a spus nimic despre asta. Asta chiar ar trebui să fie o materie în școli. Pentru că ar dispărea bullying-ul în cazul ăsta, când ar înțelege copiii, plus un pic de relații. Mi-ar plăcea să fie de... o materie în școli, dar materie la care să nu se pună note. Da, pentru că orice materie exact introdusă în școli care să vină în sprijinul elevilor în momentul în care începe să se noteze, nu mai este o materie la care elevul să vină cu plăcere și chiar să-și dorească să o aprofundeze și să meargă pe direcția respectivă. Corect. Adică efectiv, dacă ar fi doar pentru dezvoltarea păi personală... Păi doar pentru dezvoltarea personală. Și acum, dacă ar privi cineva din învățământ, ar spune, cum noi facem dezvoltare personală la școală. Eu, pentru că am lucrat în școală, am văzut... Bine, s-a mai schimbat conținutul. Sigur, conținuturile. Da. Dar am văzut că se face dezvoltare personală la clasa 3-a, la clasa 4-a, niște teme la, așa zisa, nu diriginție, că nu e diriginție la vârste mici, dar oricum niște lucruri consiliere se face, mici, care după aceea nu continuă această... Și cu un limbaj foarte dificil pentru vârsta lor. Da. Și asta ziceam, că e normal să nu știm ce să facem cu lucrurile. Aici e starea de confuzie. Da, aici e starea de confuzie. Și faptul că în momentul când sunt vulnerabili, oamenii o iau pe... oriunde, numai nu lucrează efectiv. A lucra efectiv la noi înseamnă a modifica live comportamentul. Adică dacă mie acum mi-ar veni să
am un comportament agresiv, în acel moment să studiez faptul că furia se simte cumva cam de aici și se ridică așa ca un val, nu? Și să-l opresc atunci. În primul rând, să fii conștientă de propriile stări. Să fii conștient de propriile stări și să le modifici. Asta înseamnă să lucrezi la tine. Să lucrezi la tine nu înseamnă să citești dintr-o carte, ok, știu ce e aia umbră, să presupunem că, pentru că am întâlnit situații, știu ce e aia umbră de 10 ani, dar când văd că mă enervează cineva într-o situație, să nu-mi dau seama că, de fapt, îmi reflectă neacceptarea mea. Adică, de 10 ani știu ce e umbra, dar acum mă fac că... Nu știu dacă mă că fac nu sau vreau, nu vreau să o văd. Sau, da. Și nu observ un lucru evident și simplu. Adică, repet, sunt persoane care știu lucrurile astea de 5, 10, 20 de ani, să nu zic 20, dar măcar 15, că se rulează mult pe internet informațiile astea, se șeruiesc foarte mult și nu se aplică. De multe ori este și greu pentru cineva să se observe pe sine, mult mai ușor este să observe pe celălalt. Și atunci este mult feedback-ul mai ușor, dar unui profesionist cred că corect, ar cântări, fi. Păi, nu? De aceea există oameni care susțin persoane care vor să facă pași. Și dar să luăm un exemplu simplu, foarte simplu. De multe ori, și fără să vreau, mi-a venit un exemplu din religie. Câte persoane comentează urât pe internet, comentează urât, adică sunt agresive pe internet, chiar foarte mult. Și uită un lucru foarte simplu din religie, da? Cine este fără pată să arunce primul piatra. Dar dacă vorbești cu ei, zic că sunt religioși, că respectă toate lucrurile alea. Dar e un lucru simplu. Cine se simte fără pată să arunce primul piatră? Păi, presupunând că devine toată lumea conștientă într-o clipă, câte comentarii ar trebui să dispară de pe net acum? Câtă curățenie s-ar face la toate postările? Zic așa. Un exemplu. Da, un exemplu simplu. Un exemplu. Deci, dar elocvent. Fără prea multe filozofii, fără, nu e nevoie de 10.000 de volume ca să citești 10.000 de volume, ca să-ți dai seama de niște lucruri mici și evidente. Adică măcar alea să le aplicăm. Adevărurile au fost spuse de mai bine de 2000 Corect, de ani, iar exact. Noi încă nu le putem nu le integra în viața noastră, cu toate că pretindem că am evoluat. Și suntem foarte ipocriți. Asta e cel mai deranjant. Faptul că suntem ipocriți în momentul în care spunem că credem în ceva, dar când imediat în secunda următoare facem ceva contrar credinței pe care o afișăm și o spunem. Eu sunt așa, eu cred așa. Și faptic, comportamentul imediat următor este contradictoriu lucrurilor despre care vorbesc. Cum ne îndreptăm spre starea de claritate? Spre care eu mi-aș dori să, ca toată lumea să și-o dorească în viața lor, pentru că nu intru eu în mai multe, las invitata să vorbesc. Identificând, deci primul pas ar fi identificarea lucrurilor care ne sunt de folos și renunțarea la cele care nu ne sunt de folos în dezvoltarea noastră. Sau, hai să zic, un punct zero al parcursului ar fi unde vreau eu să ajung de fapt? Asta e întrebarea principală. Pentru că oamenii își doresc ca și nivel de evoluție. Oamenii își doresc lucruri diferite. Cum spuneam într-o conferință, ziceam, pentru un om care își dorește doar relații mai bune, el își dorește atât, doar să aibă relații mai bune. Atunci se duce către informații de genul ăsta. Dacă există un om care își dorește să devină matur psihoemoțional, unde se ducă? Către psihologie, către informațiile din psihologie, da? Dar dacă este cineva care își dorește realizarea sinelui, da? Evoluție spirituală, unde să se ducă? În altă parte, nu? În altă direcție. Dar să-și clarifice în primul rând cam ce este aceea. Sau poate unii își doresc realizarea sinelor, dar nu știu ce înseamnă.
sau confundă anumite noțiuni. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Pentru mine, pentru realizarea tine. Sinelui și abia acum pot să spun ce înseamnă pentru mine, că eu când am descoperit că sunt confuză, am fost foarte supărată pe mine. Foarte supărată! Și când spun foarte, aș scrie și cu majuscule. Pentru că am zis, cum de nu m-am gândit la asta? Cum de nu m-am gândit mai devreme? Dom'le, dar ce-mi doresc eu, de fapt? Și abia când am ajuns la concluzia asta, mi-am clarificat ce-mi doresc eu, de fapt, abia atunci m-am dus către informațiile despre acest lucru. Adică până atunci ziceam că vreau, dar nu știam, dacă mă întreba cineva, nu știam ce să zic. Realizarea sinelui înseamnă a simți că ești una cu totul. Un fel de comuniune cosmică. Sunt și alți termeni despre care se vorbește, dar dorința mea mi s-a clarificat după ce am trăit o astfel de stare. O stare, câteva clipe din starea importante, respectivă. După cum spuneam, și punct de referință pentru exact. A te raporta la ceea ce exact, da. Îți dorești și, de fapt, să trăiești. Evident, în viața la momentul respectiv nici nu știam ce am trăit. După aceea am intrat în contact cu informații de genul ăsta și după aceea am mai fost confuză așa o perioadă, că nu știam ce vreau de fapt. Și după aceea am intrat în contact cu niște informații despre ceea ce scriau cei care s-au, așa zis, iluminat. Și atunci am citit ce s-a scris despre ei și am început să urmăresc ceea ce se numește satsang. Satsang, da. Da, așa. E o întâlnire, da, nu? Care este organizată, da, de obicei periodic. Nu, să urmăresc pe internet, pentru că n-am avut ocazia să merg în India, să-l văd pe Moji, dar nu mai e cazul. Adică e ok, nu mai e cazul. Că uneori lucrurile se întâmplă oriunde am fi. Când suntem pregătiți, se întâmplă oriunde am fi, nu e nevoie să mergem nici pe El Camino, nu e nevoie să mergem nicăieri. În fine, deci la mine a fost mai ușor, că n-am mai trebuit să merg așa și m-am îndreptat către aceste scrieri, am înțeles despre ce este vorba și știu ce înseamnă starea și din experiență. Nu înseamnă că o trăiesc tot timpul, a nu se confunda lucrurile. Așa, asta înseamnă să o cultivi, să o crești ca pe o plantă și așa suntem și noi oamenii, toți. E foarte important să înțelegem că o stare de acest gen nu este o stare permanentă, adică nu. În momentul în care ea s-a declanșat, o poți păstra continuu, pentru că se creează acest mit. Confuzie. Și, iarăși, confuzie. Da, da, se ajunge la o altă confuzie, da, într-adevăr. Da, un da. Mit al persoanelor care ajung la iluminare, care sigur. Se erigează în maeștri care pot ghida pe foarte ceilalți bine spus. Și foarte bine spus. Ei nu recunosc în fața celorlalți că și ei trăiesc momente de vulnerabilitate, de da, confuzie. Da, ar fi minunat dacă dacă ar predica cineva așa ceva, da. Și cred că este foarte important ca oamenii să înțeleagă că exact de aici e treaba aia cu a merge într-o etapă superioară, nu înseamnă că îți aduce mai multă bucurie, ci poți rezolva cu mai multă claritate problemele situații și cu simplitate, pentru că lucrurile mergând pe verticală, dezvoltarea umană pe verticală, nu mă refer la ezoterism, da? Ca să se înțeleagă foarte clar, mergând pe verticală, despre asta este vorba despre simplificarea lucrurilor. Se reduce teoria, adică în sensul că oamenii, din ce am vorbit cu mai multe persoane, viața se simplifică rezolvarea problemelor, claritatea este foarte la un nivel foarte mare, acceptarea stărilor neplăcute este de asemenea
foarte mare, acceptare, adică în sensul că e clar, e o provocare, îmi creează niște stări, e o normalitate. Adică omul nu mai vede, într-o etapă superioară, nu mai vede lucrurile astea ca, aoleu, ce mi se întâmplă. Aoleu, ce mi se întâmplă. Poate vedea oportunitate din spatele întotdeauna, unei da. Provocări. Eu cel puțin văd oportunitatea de a învăța. Da. Și învăț în fiecare zi despre oameni și mă apropii din ce în ce mai mult de confirmarea a ceea ce credeam mai de mult. Mai de mult a fost așa, ca o inspirație care am scris-o eu pe blog, că toți oamenii sunt buni, în esență, și că toată agresivitatea care există în oameni astăzi este ca urmare a ceea ce a experimentat fiecare. Pentru că ceea ce ne unește, de fapt, este durerea și vulnerabilitatea. Asta este lucru comun la toți oamenii. Fiecare om singur. Și e singurul lucru care ne poate apropia. Adică, pentru cei care cred că se poate altfel, de asemenea, realizarea sinelui, părerea mea, sau iluminarea, nu se poate face decât prin relații. Adică sinele se dezvoltă în relații. Adică nu numai că se dezvoltă în relații din oglindirea oamenilor, dar vreau să spun că nu poți, să spun așa metaforic, nu poți ajunge la Dumnezeu sărind peste oameni. Adică da, într-o izolare și într-o negare a da, într-o negare a oamenilor, suntem ființe sociale. Suntem ființe sociale. Și dacă nu înțelegem asta, că s-au făcut și studii sociologice care au demonstrat că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut relații de calitate și conexiuni profunde cu oamenii, da. Cu oamenii. Chiar oamenii empatici, de multe ori oamenii fug în a fi empatici, în a fi alături de ceilalți, cu toate da. Că empatia este o forță superioară, extraordinară a omului. Aș vrea să mai adaug la starea de claritate. În momentul în care dobândești această stare de claritate, cum mai este cu identificarea cu rolurile? Se diminuează foarte mult. Normal. Și atunci și suferința, pentru că identificarea cu rolurile automat duce la multă suferință și la mult zbucium interior. Absolut, da. Da. Dar e un cumul de factori. Aici contează foarte mult și autenticitatea. Cât reușești să treci peste măști, propriile măști. Că despre asta e vorba. Adică oboseala noastră, da, vine foarte mult din faptul că încercăm să păstrăm niște aparențe. Avem o recuzită bogată, multe măști pe care le da. Schimbăm, le punem da. Și nu? Da, da, chiar determină da. Oboseală. Și nu e vorba de machiaj. Ia și eu la timp, dar nu e vorba de machiaj. Da. Nu, de aparențele pe care încercăm să le păstrăm și de faptul că nu îi lăsăm pe oameni să vadă că suntem vulnerabili. Și mă întorc din nou. Numai vulnerabilitatea ne unește. Adică numai acolo găsim un teren comun să comunicăm și să ne conectăm într-un mod profund. Sunt lucruri știute, sunt lucruri banale, ar spune unii. Dar când e să le trăim da, și să da, le da. Aplicăm... Și am văzut așa un trend în ultima vreme, adică nu știu, ultimul an, nu ultimele zile. Oamenii care au plecat pe drumul dezvoltării personale au aflat foarte multe lucruri inconfortabile. Da. S-au oprit de tot, nu în sensul, s-au izolat în sensul relaționării. Deci pur și simplu nu mai vor să interacționeze. Decât strictul necesar la serviciu, că nu, trebuie să facem ceva pe lumea asta, și nu știu, în familie, dar maxim, atât. Evită. Care explicație? Evită provocările. Faptul că de fiecare dată... Păi nu... Și Bruce Lipton avea un filmuleț în care spunea că nu există izolare și evoluție. Astea nu pot coexista. Da? Închiderea emoțională nu presupune stagnare. Pur și simplu.
Pentru că noi suntem ființe sociale. Nu putem trăi în, normal în peșteri. Putem trăi în peșteri, dar nu normal. Nu este o viață sănătoasă. Cred că e foarte greu să-și asume responsabilitatea pentru propriile stări interioare. Pentru că... Dar nici nu le spune nimeni. E normal să dea vina în exterior aici. Da, asta e un punct extraordinar. Cu toții am făcut și facem uneori. Multe dintre metodele care se rulează acum, cele cu ezoterismul, promovează chestia asta. Nu sta în energii negative. Evită energiile negative. Evită sentimentele și emoțiile negative. Când emoțiile negative sunt semnalul că trebuie să fii atent la ceva. Da. Nu? La o situație de viață, la o... Noi nu emitem aceste gânduri și aceste stări către ceilalți. Ba da, dar din cauza că unii promovează chestia asta cu evită stările negative, energiile negative și așa mai departe, oamenii când simt o energie negativă, când simt o emoție negativă, da, furie, zice, aoleo, ce sunt nasol. Atacați. Nu numai una că sunt atacați și a doua că, aoleo, eu sunt în stare de invidie după atâta rezultare personală? Serios? Da, poți fi într-o stare de invidie, pentru că toată viața ai de lucru cu propriile tale stări, emoții. Până la un punct, până să acceptăm și asta. Părți din umbră ies periodic. Ies și nu înseamnă că din subconștient poți să scoți totul deodată pe masă. Slavă Domnului. Nici nu este bine. Slavă Domnului. Că dacă ar ieși totul deodată, ar fi ca un elefant în cameră. Psihicul uman nu ar putea procesa în primul rând. Nu. Și eu cred că multe din situațiile persoanelor care se află în spitale de boli mentale, tocmai că parte foarte mare din umbră iese într-un mod... Da, și nu știu să o gestioneze. Nu au instrumentele necesare, absolut, psihice, pentru a le gestiona și atunci copleșește. Uh-huh. Deci e bine așa cum se întâmplă. E bine așa cum se întâmplă, dar ce nu înțeleg oamenii este că și după 30 de ani, mi-a plăcut de Liz Bourbeau într-un interviu cu o sinceritate maximă, a fost întrebată, nu știu, la o televiziune, la noi, în România, când a venit, mai aveți de procesat sau nu reține exact întrebarea. Și a spus, da, e normal. Și după 30 de ani de evoluție spirituală sau nu știu cum a zis ea, e normal să am stări, e normal. Dar nu, cum să zic, dacă s-ar fi pus, nu știu, fragmentul ăla să-l pună și să înțeleagă toată lumea, că nu trainerii, majoritatea nu vorbesc despre asta. Nu. Tocmai ca să-și arate cât de evoluați și cât de realizați sunt. Da. Și dacă s-ar vorbi mai des despre asta și cei care sunt în domeniu ar mărturisi stările lor propriile vulnerabilități, da. atunci oamenii ar înțelege, da, e normal, o să mai iasă mult. Și au altă toleranță față de propriul lor proces de dezvoltare. Exact. Îl înțeleg altfel exact. Atunci. Exact. Unul dintre factorii din dezvoltarea umană despre care vorbeam la început, unul dintre factori este conștientizarea propriului proces de evoluție, de transformare interioară. Subliniez interioară. Deci nu are treabă cu alții. Da? Conștientizarea propriului proces. Faptul că suntem într-un proces care este foarte lung, pentru că așa vrem noi. A nu se înțelege că procesul este lung pentru că așa trebuie să fie. Nu, este atât de lung pe cât vrem noi să fie. Că dacă eu am văzut și persoane care au făcut salturi uriașe. Asta vreau să spun. Că depinde de noi cât de lung sau cât de scurt e procesul. Tot o decizie interioară, nu? O decizie conștientă, că de data asta nu cred că se poate face așa... Prin amânarea unor decizii, poate, de acțiuni în viață. Amânarea este aceea în care chiar vorbeam astăzi cu cineva pe tema asta. De ce nu aleg oamenii dezvoltarea personală durabilă? Mă refer a lucra la ei înșiși conform principiilor din psihologie. Da? Ce înseamnă dezvoltarea personală în psihologie? Și de ce aleg celelalte căi? Tot pun ghilimele, că nu sunt niște căi de dezvoltare, sunt niște, nu știu, ezoterisme sau nu știu, așa. De ce le aleg? Și un răspuns foarte fain mi-a dat persoana respectivă cu care vorbeam și mi-a zis așa, păi de ce să aleagă un proces care aduce disconfort? Eu văd că nu funcționează ce urmez eu acum, dar lasă, o să
poate scap fără. Poate vine cineva cu bioenergie și îmi rezolvă toate problemele mele emoționale așa. Poate. Eu zic că nu o să se întâmple niciodată așa, dar nu știu. Poate prin efectul placebo, pentru o săptămână, exact. Pentru o săptămână o să te simți un pic mai bine, dar după aceea vor reveni. Nu prea are cum. Pe moment, da, terapeutul poate face niște îmbunătățiri în starea de bine. Părerea mea este că mai mult pe efect placebo. În momentul în care persoana își continuă stilul de viață și modul de a gândi și de a reacționa. Atitudinea noastră. Se generează din nou aceeași stare, aceeași energie. Și cred că ce e toxic acum pentru oameni este toxic să gândești că lumea este un loc periculos. Da, dar se dorește acest lucru prin tot ceea ce înseamnă chiar media care și chiar promovează. Și chiar cei din ezoterism promovează stilul ăsta că, găsisem o postare chiar ieri pe internet pe tema asta, că am crezut că în România s-au mai schimbat lucruri, dar e o energie atât de negativă, feriți-vă, nu vă întoarceți în România. Și o grămadă de comentarii, pentru că oamenii, când e vorba de victimizare, e ca un vortex, așa te prinde și tot îți vine, hai să mă plâng și eu un pic, hai să mă plâng și eu un pic. A, din cauza asta nu mă simt eu bine, că în România sunt energii negative. Gata, s-a rezolvat, nu trebuie să mă mai caut înăuntru, nu trebuie să mă mai întreb nimic. Simplu, ca bună ziua. Deci oamenii fug de chestia asta cu a lucra cu ei înșiși, pentru că e foarte confortabil să dai vina pe orice altceva decât să-ți îndrepți privirea spre tine și să ai responsabilitate, pentru că maturitate psihoemoțională înseamnă să ai, să fii, să devii și să accepți că ești propriu singurul responsabil de stările tale psihoemoționale, pentru că stările astea sunt, reflectă percepția ta față de oameni, situații, evenimente, da, și da, orice altceva. Deci oamenii nu vor să înțeleagă că ei sunt, deși, de exemplu, eu am pus pe internet ce e cu percepția, da, la nivel de creier, da, cum percepe creierul nostru, ce mecanisme sunt acolo. Am pus percepția vizuală, ce înseamnă că nu tot ceea ce vedem e chiar așa cum credem. Am vorbit despre cum poate fi influențat psihicul nostru. Un scurt discurs al lui Daniel David de la psihologie de la Babeș-Bolyai, în care spunea că suntem contaminați psihologic de orice informație cu care venim în contact. Absolut. Știi ce-i culmea? Cele mai importante articole și materiale pe care le-am distribuit pe blog sunt cele mai puțin citite. Cele mai puțin? Nu știu cum. Deci nu înțeleg. Nu înțeleg cum. Măcar din întâmplare dai peste chestia aia. Și spunea că nu depinde de gradul de inteligență. Mulți oameni cred că dacă citesc prostii, adică nu știu, să zicem că într-o seară intru pe internet și citesc o mulțime de comentarii negative și așa, zic, doar le-am citit. Mi-a creat așa o stare. Tendința creierului este de a crede informația în primă fază, fără să filtreze. Fără. Apoi intervine partea rațională. Dacă există. Dacă există. Dacă există. Dar chiar și așa rămâne prima impresie pe rămâne care prima omul a dobândit-o, da, exact, la da. Un titlu de ziar. Nu întâmplător titlul de ziar este pus într-un fel care poate nu are nicio legătură cu articolul conținutul, în sine. Exact. Dar titlul este pus tocmai și câte studii atrage... s-au făcut ca să pună titlurile. Da, da, da. Da, tocmai de asta, ca să atragă atenția. Da, este manipulare, de aceea... Nu, contaminare psihologică, să înțeleagă informare oamenii. Clară și nu, să ajungem la această stare de claritate, da, ne ajută pe noi în a ne gestiona viața, de și fapt. A discerne. Și a decide pentru noi înșine. Da. Nu a decide alții, exact, pentru noi. Exact. Exact. E foarte important să fim clari în deci ceea ce căutăm, să ne clarificăm, ok, ce caut eu, ce vreau eu de la viață, nu? Vreau să fiu mai împăcat sufletește, vreau să am relații mai bune, poate vreau mai multe lucruri. Adică, în general, trebuie oamenii vor... prioritizare. Da. Și atunci mă ocup de fiecare în parte, dar mă duc la o sursă de informații, mă refer dacă e de citit, da? Citesc ceea ce trebuie, nu orice prostie de pe net sau orice validată. Articol. Sau orice articol, da.
Da, ideal ar fi e să fie și validată important. De... Științific. Științific, validat și științific. Da. Sigur că da. Mulțumesc mult. Timpul a și trecut, sigur. Așa se întâmplă la întâlnirea în punctul zero. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Mulțumesc pentru reacțiile pe care mi le transmiteți. Vă mulțumesc că ne urmăriți și până data viitoare eu vă doresc ca de obicei gânduri senine.